Printre multe altele, suntem codași Europei la calitatea sistemului de educație, iar asta o să ne coste pe termen lung. În lipsa unei strategii și a unor obiective coerente, mai mulți oameni de afaceri alături de profesori străini au pus bazele Academiei de Valori în Educație. 40 de directori au participat la un curs de leadership timp de un an, unde ajutați de formatori au reușit să-și creeze propria idee despre cum ar trebui să fie școala. Iar rezultatele au apărut. Fiecare copil are jucăria dragă de acasă. Și are, practic, o bucățică de acasă la școală. Vom pune draperii pentru că avem de multe ori proiecții aici. Violeta Dascălu este directorul școlii gimnaziale Ferdinand I din Capitală, unde învață 717 copii. Conduce școala de 11 ani și a înțeles că este nevoie de o schimbare. Asta a fost realitatea. Sărăcia, copiii în abandon. Dorința cea mai mare a fost să aducem toți copiii la școală. A participat la cursuri de formare, iar anul trecut a absolvit Academia de Valori în Educație, o organizație non-guvernamentală, formată din specialiști în învățământ, oameni de afaceri, profesori din străinătate, părinți și elevi. Am făcut un plan de dezvoltare al școlii pe un an de zile. Am scăzut la jumătate abandonul școlar. Am început cu 1,5 și am terminat cu 0,8. Tot aici, alături de alți 40 de directori, a învățat cum să atragă fonduri europene. Așa a reușit să doteze clasele cu table interactive și calculatoare. A convins autoritățile locale să ofere cea mai mare sumă de bani, alocată pentru un proiect de formare a profesorilor în străinătate, 128.000 de euro. Colegii mei au nevoie să vadă alte exemple de școli, alte modalități de lucru, să învețe alte metode, să aibă curaj să iasă afară cu copiii, să aibă curaj să utilizeze mai mult copiii și nu să devină doar spectatori în clasă. Și Stan Stoica, directorul școlii gimnaziale numărul 2 din Jilava, a luat măsuri care au schimbat în bine rezultatele elevilor. Strategia noastră este să vedem foarte bine cum trebuie să arate un elev atunci când iese din școală, să aibă dezvoltată atât inteligența emoțională cât și partea cognitivă. Primul pas a fost să-i păstreze pe profesorii buni la catedră. Iar dacă timp de 3 ani niciun elev nu a reușit să promoveze evaluarea națională, anul acesta procentul de succes a ajuns la 30%. Tot el a convins autoritățile locale să-i dea bani ca să transforme o zonă în paragină din curtea școlii în teren de fotbal. Pentru a aduce elevii și mai aproape de școală, au transformat fosta magazie de lemne în acest centru educațional pentru after school. A costat 7.000 de euro, iar banii au fost primiți de la diverse companii și ONG-uri. Aici se vor proiecta diverse documentare și filme, dar se vor organiza și jocuri interactive, iar pentru asta vor fi instruite mai multe cadre didactice, care însă vor lucra gratuit cu elevii. În prezent, suntem pe ultimele locuri în Europa la calitatea sistemului educațional, dar scopul membrilor Academiei de Valori în Educație este ca România să ajungă în top 10. Ne-am propus ca până în 2035 să contribuim la o transformare a educației în România prin implicarea mediului de business. În Finlanda, de pildă, o platformă alcătuită din profesori, părinți, specialiști în educație și elevi formează odată la 10 ani un plan cu obiective clare pentru elevi. De o strategie pe termen lung este nevoie și la noi. Dacă ne vom hotărî vreodată să facem o strategie și să nu se schimbe nimic 10 ani, indiferent cine vine, indiferent ce ministru, indiferent ce strategie, ce partid politic e la putere sau în parlament sau nu știu unde, aici nu încape niciun fel de altceva decât grija pentru copii, educația copiilor. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.